2 Timotei, capitolul 3, și vom citi primele 9 versete din acest capitol. 2 Timotei, capitolul 3. Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin casă și momesc pe femeile ușuratice, îngreunate de păcate și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ce privește credința. Dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și acelor doi oameni. Amin. Să ocupăm locurile. Studiind zilele acestea acest pasaj din Scriptură, mi-am dat seama că Apostolul Pavel are un alt mod de a prezenta vremurile sfârșitului sau zilele din urmă, are o altă abordare și aș vrea în seara aceasta să facem o paralelă sau, mai bine zis, să începem cu un text foarte cunoscut de noi din Matei 24 despre semnele sfârșitului a zilelor din urmă pe care le-a prezentat Domnul Iisus Hristos, ca să ne dăm seama în final că de fapt Apostolul Pavel vorbește exact despre același lucru, numai că abordează problema dintr-un alt unghi de vedere. Venirea a doua oară a Domnului Iisus Hristos este menționată de foarte multe ori în Vechiul Testament. Unii spun că peste 1200 de ori. Noul Testament are peste 300 de profeții privitoare la a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Cu tot interesul și cu toate detaliile care le avem în Scriptură despre venirea a doua oară a Domnului Iisus Hristos, nu avem nici măcar un singur loc sugerată vreodată ca să ne putem pune pe calcule și să spunem cu exactitate când va veni Domnul Iisus Hristos. Cred că în mod intenționat Sfânta Scriptură folosește un asemenea limbaj ca să ne menține atenția permanent încordată, să ne menține întotdeauna interesul și să nu ne prezică odată cândva, pentru că atunci, hai să fim foarte serioși, dacă am ști din Scriptură că Domnul ar veni în 3024, nu? Mai este 1000 de ani până atunci, ne-am putea vedea de treabă, nu se întâmplă nimica, totul este în regulă, nu-i vorba despre noi, alții o să treacă prin evenimentele acelea. Dar în așa fel pune Scriptura problema că Domnul și venirea Domnului este permanent iminentă. El poate veni oricând. Capitolul 24 de Matei, așa cum spuneam, este un capitol profețit de Domnul Iisus Hristos și a fost o provocare din partea ucenicilor. El a șezut jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: Doamne, spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Vedem un interes deosebit la ucenici în legătură cu sfârșitul lumii. Și voiau să știe când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul după ce vor ști că venirea Domnului este aproape. Parcursul acestui capitol 24 este extraordinar pentru că în primele versete din capitolul acesta Domnul vorbește
despre semnele venirii sale a doua oară, continuând apoi cu o serie de detalii despre cucerirea Ierusalimului și căderea Ierusalimului sub Titus pe la anul 70. Mulți care studiază capitolul ăsta intră în confuzie imediat, pentru că lor îi se pare că Domnul vorbește ba de sfârșitul Ierusalimului, ba de sfârșitul lumii, și pun la oaltă cele două lucruri. În seara asta o să parcurgem capitolul acesta 24, ca să înțelegem exact în final, cum spuneam, ce a vrut Apostolul Pavel să spună cu lista aceea de oameni care vor trăi în vremea sfârșitului. În general, sunt două moduri ale noastre de a vedea viitorul, când ne uităm în viitor. Am început anul, nu? 2024, ne gândim la viitor. Unii nu avem la ce viitor mare să ne gândim, nu-i așa? De fapt, așa se spune că bătrânețea nu singur defect, n-are niciun viitor. Totuși, indiferent cât ar fi de lung viitorul ăsta, nu? Cineva spunea că nu se mai teme de bătrânețe deloc, a aflat că ține puțin, nu ține mult, așa că nu se mai teme de bătrânețe. Indiferent cât e viitorul ăsta de lung, de mare sau de mic, așa, sunt două moduri de a ne uita la el. În primul rând este modul acesta progresist sau optimist. Oamenii văd o creștere spre bine, nu? Mergem de la bine spre mai bine. Ascultați-i pe politicieni, nu? Ei întotdeauna ne spun că mâine o să fie și mai grozav, mai ales dacă alegem, nu-i așa? Progresivismul sau progresismul politic actual vorbește totdeauna despre mâine va fi mai grozav, va fi bine, va fi extraordinar. Evoluționismul, care este învățat în școli de copiii noștri, ne spun că noi evoluăm, creștem, ne dezvoltăm, nu? Ba, cineva a spus, dați-ne milioane de ani și vom ajunge arhanghelii. Nu știu dacă este chiar așa. Modul ăsta de a gândi optimist e adevărat, sună bine optimismul. Dar există în același timp o serie de oameni care sunt foarte pesimiști, care văd că lumea devine tot mai rea, intrăm într-un declin vertiginos din toate punctele de vedere, moral, politic, social, tot ce vreți, așa, și că lumea asta este un fel de hardughie care se învechește și care nu mai merită niciun efort din partea noastră să o mai reparăm. Nu mai merită. Totul se duce, totul se distruge. Este modul pesimist de a vedea lumea. Știți diferența aceea între optimist și pesimist? Pesimistul spune, nu se poate mai rău decât așa. Și optimistul spune, ba, se poate. Nu? Eu cred că oricum le-am luat astea, niciuna nu este corectă. Pentru că descoperim că în Scriptură, creștinii, mai ales din biserica primară, vedeau lumea foarte diferit de noi. Și iată cum vedeau ăștia lumea. Lumea, așa cum este ea decăzută, spuneau creștinii, va fi transformată prin venirea lui Iisus Hristos cel înviat din morți. Indiferent cât de rea e lumea asta, cât de căzută este ea, speranța noastră nu este că ea se îndreaptă sau nu se îndreaptă de la sine, ci că vine Domnul Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor, și El va transforma această lume. Vom trăi într-o lume transformată de prezența Lui. Eu cred că așa ar trebui să vedem noi lumea în care noi trăim, indiferent dacă avem optimiști sau pesimiști în jurul nostru. Recunoaștem că lucrurile se strică, pe zi ce trece tot mai mult din toate punctele de vedere, dar vine Domnul. Recunoaștem că lumea asta nu mai merită să o mai reparăm, că și așa nu știm să o reparăm, dar vine Domnul și o să repare El această lume. Deci este un mod de a vedea mult mai corect și mai biblic. Semnele venirii Domnului, despre care o să discutăm în această seară, din Matei 24,
se vor amplifica pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului. Vom vedea imediat că majoritatea dintre semnele despre care vorbește Domnul au fost cam tot timpul în istorie. Că toată istoria umanității a fost presărată de asemenea lucruri. Dar ele cresc în intensitate, nu? În amplitudinea lor, în efectele lor care sunt pe zi ce trece tot mai mari. Domnul Iisus ne dă câteva semne ale vremurilor din urmă pe care vrea să le discutăm acum în următoarele minute. În primul rând, spune Domnul, lumea va cunoaște o perioadă de înșelăciune. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice, eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Vom asista în istorie, spune Domnul, la Hristoși mincinoși, oameni care se vor prezenta ca Mesia. Hristoși mincinoși vin să ne ofere soluția mesianică. Astăzi avem tot felul de salvatori ai lumii, nu? Ne propun salvarea lumii prin știință, prin tehnologie, prin politică, prin religii false, prin revoluții, prin tot ce vreți. Tot felul de salvatori ai lumii. Dacă sunteți curioși și mai citiți ce se mai întâmplă la Davos, nu? Unde se adună elitele bogate și deștepte ale acestei lumi, nu? Toți au complexe mesianice, toți vor să salveze lumea, nu? Nu știu, domnule, ce se întâmplă cu bogații ăștia, cu oameni ca Bill Gates, cum ajung așa pe vârful unor munți de miliarde, dintr-o dată să văd salvatorii lumii, vor să salveze toată planeta, nu? Și atunci se adună la Davos, cum au fost și acum, bogații lumii, care nu își exprimă decât niște proiecte mesianice, salvează planeta, ăștia întotdeauna salvează lumea întreagă. Nenorociți de ei, dacă s-ar putea salva pe ei înșiși și s-ar gândi la mântuirea lor, bine ar face. Dar ei vor să ne salveze pe toți, probabil de bani și de sănătate. Anticristul nu este altcineva decât un alt Mesia fals, nu? Cineva contra lui Hristos, în locul lui Hristos, care va veni să înșele lumea, din nou cu o speranță pentru o lume mai bună, pentru un viitor strălucit, pentru un mâine mai bun. În același timp, asistăm la o vreme în care lumea este foarte deschisă spre spiritualitate, nu? Și cu cât ești mai deschis spre spiritualitate, ești mai ușor de înșelat de acești înșelători. Acum, nu, să nu înțelegeți greșit, spiritualitatea creștină autentică te ferește de înșelători. Dar oamenii aceștia din zilele noastre, care ei sunt spirituali, nu fac yoga, călătoresc nu știu pe unde, sunt deschiși la orice experiență spirituală, nu așa? Ei se deschid, de fapt, duhurilor rele și vor fi foarte ușor de înșelat de Satana și de Anticristul și de acești salvatori ai lumii. Domnul zice, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Aveți grijă că în perioada aceasta oamenii vor fi foarte ușor înșelați. Nu vă lăsați înșelați, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor înșela pe mulți. Un alt gen de semne despre care vorbește Domnul, Domnul vorbește despre dezbinare. De la versetele 6 și 7, Domnul Iisus spune așa, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Așa cum spuneam înainte, istoria lumii întregi este o istorie a războaielor. Sunt niște cercetători care se pare că au tras concluzia că sunt vreo 100 și ceva de ani în care n-au fost războaie în toată istoria omenirii. Dar tot ei spun că s-ar putea să n-avem izvoare, să ne documentăm despre perioada aceea, că ar fi o mare excepție, nu? Să fie vreun an fără război undeva în lume. Nu?
Iată că nici în vremurile moderne în care trăim nu scăpăm o zi fără război undeva în lume. Se crede că jumătate din oamenii uciși în războaie au murit de la 1900 încoace. Este îngrozitor. Deci, nu, lumea în care noi trăim nu merge spre civilizație, spre bine, spre, eu știu, normalitate. Ci pe măsură ce înaintăm în istorie, iată că avem mai multe războaie, mai mulți morți. Armele pe care le producem omoară mai mulți oameni, nu? Și se pare că industria de armament a lumii elaborează noi și noi metode prin care să omoare mai mulți oameni. Lumea întreagă în care noi trăim este dezbinată politic, economic, religios, poate ca niciodată. Islamul, care până acum a fost o religie de beduini undeva prin pustiile Orientului apropiat, acum a devenit o religie extrem de militantă, prezentă peste tot și aproape în toate țările Europei. Franța are mai mult de vreo 50 de orașe în care populația islamică aproape trece 50% din populația orașelor respective. Ori oamenii aceștia n-au venit să se pocăiască, n-au venit să devină creștini în Europa. Au devenit să transforme Europa într-o lume musulmană. Conflictele religioase. Ați văzut în ce război este Israelul la ora actuală, cu o filozofie religioasă, cu un concept religios pe care îl au palestinienii. Israelul și Ierusalimul au devenit un potir de amețire pentru popoarele lumii, cum spunea unul dintre profeții Vechiului Testament. Un potir de amețire din care se îmbată și amețesc neamurile pământului. Ierusalimul și Israelul devine centrul de atenție a lumii întregi. Asistăm în același timp la o cursă a înarmărilor și dacă deschideți Facebook-ul aproape în fiecare zi, ni se prezintă un nou avion de generația 6-a, eu știu, nici măcar nu mai știu câte generații acum mai sunt, o altă armă, o altă rachetă rusească cu o viteză nemaipomenită. Ce să mai spun, China produce și ea arme și sperie lumea cu o cursă a înarmărilor absolut fără precedent. În același timp, Putin ne amenință pe toți că l-are pe Satan, că așa îi spune la o bombă de-a lui. Se pare că ăsta are inspirații serioase de dincolo. O numit o rachetă de-a lui nucleară, Satan. Și tot ne amenință cu Satan. Nu? Cum el are acasă pe Satan și nu știu cum o să termine el în combinația asta care o are cu Satana de multe vreme. Dar lumea în care trăim noi este dezbinată ca niciodată. Dezbinată ca niciodată. Dacă i-au zis pe politicienii români și mulțumesc Domnului pentru fratele Terheș. Avem un politician român plecat din America în România. Un politician creștin foarte bun, foarte bătăios, așa. Căutați-l și ascultați-l ce spune omul ăsta. O să vă îngrozească când vă povestește ce se întâmplă în Uniunea Europeană. E o dezbinare cum nu vă puteți imagina. Apoi, în al treilea rând, Domnul vorbește de alte semne, dezastre. Pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume, practic este pluralul, dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Aici vreau să fac o mică paranteză și să vă spun că se pare că la singurul semn acesta al dezastrelor naturale, nu participă așa de mult oamenii. Și totuși, se pare,
o să vedem în final că toate astea despre care vorbește Domnul aici, toate semnele astea, sunt cu participare umană, sunt amestecul nostru în nenorocirile astea care vin peste lume. Acum, războaie, ciume și așa mai departe, e clar. Dar asistăm la o intensificare a cutremurilor de pământ, care sunt tot mai dese. Unele dintre aceste cutremure de pământ se nasc din exploatările noastre petroliere sau și de gaze. Știți asta? O serie de alte nenorociri care vin peste planetă, cum este foametea, de exemplu, nu? Este că solul a devenit sărăcit de nutrienți pentru că economiile noastre capitaliste îi forțează pe oamenii aceia din țările sărace să cultive tot felul de plante care suntem noi interesați în ele, nu? Și oamenii nu își cultivă cartofi și mâncare, ci cultivă, eu știu, cânepă și prostii pentru industria drogurilor. Ciumă, vorbește Domnul despre ciumi, despre boli, despre pandemii, boli molipsitoare. Iată că la ultima pandemie am constatat că am fost noi, tot oamenii au fost autorii la minunea asta, nu? N-a venit de la niște lilieci. A venit de la niște oameni care s-au jucat cu lilieci și s-au jucat de-a Dumnezeu, nu? Și-au fabricat acest microbi îngrozitori și să nu mai vorbim că noi deja suntem o populație rezistentă la multe antibiotice și pentru că le-am luat prea mult și microbii s-au învățat cu ele. Putem să luăm că nu ne mai vindecăm de anumite boli. Domnul spune că este începutul durerilor. Durerile nașterii, ele se amplifică și se intensifică pe măsură ce se apropie timpul nașterii. Observați că și dezastrele astea, multe din ele sunt cauzate de oameni, de intervenția oamenilor. Apoi, în al patrulea rând, un alt gen de semne ale sfârșitului este o perioadă de defăimare. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile pământului pentru numele meu, spune Domnul Iisus Hristos. Asistăm astăzi la o defăimare permanentă a creștinilor. Este o ură împotriva noastră creștinilor care crește pe zi ce trece tot mai mult. Și datorită urii față de noi creștinii, mulți se vor lepăda în tensiunile care se nasc, nu? Lumea începe să fie tot mai simpatizantă pentru religiile false, religiile orientale, islam, păgânism. Poți să spui despre orice zeitate în școlile americane, dar să nu zici despre Iisus Hristos. Poți să citești Coranul, poți să citești orice, nu se supără nimeni, dar să nu duci Biblia la școală sau să citești Biblia în public, nu-i așa? Este o ură irațională a progresivismului comunist care este peste tot în politica americană lor actuală împotriva Bibliei și a creștinilor. Postmodernismul simpatizează toate religiile, în afara religiei lui Iisus Hristos, nu? Toate sunt bune, toate sunt nemaipomenite, în afară de a fi creștin. Știți că secolul 20 a dat cel mai mare număr de martiri și numărul martirilor crește tot mai mult? Niciun secol n-a dat atâția martiri creștini ca și secolul trecut. Probabil secolul nostru, secolul 21. Cei ce credem în Domnul Iisus Hristos trebuie să ne așteptăm la ură din partea lumii. Trebuie să înțelegem că trăim într-o lume normală. Lumea asta normală ne urăște și trebuie să înțelegem acest lucru. Pe lângă perioada aceasta de
defăimare, nu? Va urma o perioadă de dezertare. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Credincioși adevărați vor îndura persecuțiile, vor răbda până la capăt, vor muri pentru credința lor. Dar nu toți. Unii dintre credincioși se vor lepăda și va fi acea apostazie sau lepădare de credință. Ne așteptăm ca bisericile să se golească. Apostazia golește biserica, duce la lepădare de credință. Cel de-al doilea băiat al meu a plecat astăzi spre Texas. M-a dorut inima să-i dau sfatul ăsta, dar așa ca și tată, trebuie să mă gândesc și să-i spun. I-a zis, Cristi, găsește-ți altceva de lucru, dar nu bisericile, nu biserica. Biserica americană în care tu slujești este într-un declin ca niciodată. Stay away. Du-te, găsește-ți altceva de lucru și supraviețuiește în această lume. Bisericile intră într-un mare declin. Și declinul din bisericile americane este apostazia. Noua generație l-a lepădat pe Hristos. Se întoarce spre ateism. Școlile americane, universitățile la care se duc copiii noștri, îi îndepărtează de Dumnezeu. La asta se adaugă persecuția, ura din partea necreștinilor din jurul nostru. Domnul Iisus Hristos în Matei 10, 21-22 spune așa: fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui și copiii se vor răscula împotriva părinților lor și îi vor omorâ. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Persecuțiile împotriva creștinilor vor fi testul final al autenticității credinței noastre. La asta trebuie să ne așteptăm, deja să trăim asemenea zile în care ni se pregătesc aceste lucruri. În al șaselea rând va fi o perioadă de mare dezinformare, Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Dezinformare. Diferența dintre Hristos și mincinoși și profeții mincinoși este că ultimii dezinformează. Hristos și mincinoși se dau drept Hristoși, dar profeții mincinoși dezinformează, te mint, te înșeală. Profetul mincinos este probabil filozoful populist umanist de astăzi care promovează drepturile omului, nu? Pentru că profeții adevărați întotdeauna au vorbit despre drepturile lui Dumnezeu, despre drepturile Creatorului. Astăzi trăim într-o lume a dezinformației. În ciuda abundenței de informații, parcă suntem cei mai dezinformați din toate timpurile. Astăzi a apărut fake news, nu? Nu mai știi dacă este adevărat sau nu. Eu aveam o rudă venise în America și n-a învățat engleză niciodată. Se uita la televizor și înțelegea complet pe dos ce asculta la televizor și mă suna să-mi spună: bă, Petre, zice, auzi ce se întâmplă? Ce? Și începea să-mi spună. Îmi dădeam seama că el, săracul, cum nici nu înțelegea engleză, o traducea tot în limba lui și în cultura lui și avea niște interpretări absolut înspăimântătoare. Ceva asemănător se întâmplă cu noi astăzi. Da, să-mi mere ce limbă știm, ăștia care ne mint așa de frumos, atât de talentat, încât începem să-i credem. Este înspăimântător să trăiești într-o lume în care ești dezinformat la orice capitol. Mulți sunt duși în eroare de canalele de televiziune astăzi, nu? Când îi aud, mă mai duc pe niște canale românești să-mi ascult știrile, sunt absolut înspăimântat și oripilat cum văd ei America. Doamne, unii tremură de spaimă acum că vine Trump.
Mi-e milă de ei săraci, ce groază a băgat Trump în ei acolo. Bine le face. Tremur efectiv că vine Trump la putere, domnule. Ce o să se întâmple cu ei acum? Vai, șamar! Nu? Le place grozav de Biden. Nu știu ce au găsit la moșul ăsta, dar probabil le promite că le dă ceva, nu? Profeții mincinoși întotdeauna profețesc speranțe false oamenilor. Iată că trăim într-o lume extrem de dezinformată. Și ultimul lucru care vorbește Domnul, practic penultimul aici, este o perioadă de depravare. Și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea celor mai mulți se va răci. Probabil că va trebui foarte curând să vorbim despre woke movement, pentru că suntem victimele acestei treziri, culmea. N-au găsit alt termen decât treziții. S-au trezit, domnule, ăștia, în sfârșit s-au trezit. Dar cred că s-au trezit de partea greșită a patului. Nu? Cine știe, s-au trezit. Ce să mai spun de mișcările astea transgenders? Te apucă spaima când auzi chestiile astea? În același timp, lumea vorbește despre inteligența artificială. Probabil ne salvează asta, domnule, că inteligența naturală nu ne mai folosește la nimic, că suntem așa de dezinformați la ora actuală, nu? Suntem inundați pur și simplu și bombardați de informații false pe care ni le bagă în cap și în casă inteligența artificială, nu e așa? Este suficient să te uiți la o reclamă, la, eu știu, la Amazon, îți trebuie o cuctă de făcut răcituri, ok? Că la timpul ăsta, alea-s bune pentru noi români. Dacă te uiți la asta, te trezești că îți apare pe telefon cucte de făcut răcituri, reclame la deschis ăsta YouTube, îți apar niște oale din alea pe ecran. Cineva știe despre tine tot, domnule. Cineva se interesează de viața ta mult mai mult decât îți imaginezi tu. Ei, asistăm, spune Domnul Iisus Hristos, la o înmulțire a fără de legii, pentru că dragostea celor mai mulți se va răci. Înmulțirea fără de legii, degradarea morală accentuată, trăim efectiv într-o Sodomă astăzi. Dragostea multora se va răci din cauza obișnuinței cu anormalitatea. Generația noastră nu mai crede în bine și rău, nu mai crede în standarde divine, nu? Omul este propriul lui Dumnezeu, el stabilește ce este bine și ce este rău. Politica aceasta a globalismului, așa, este pentru distrugerea valorilor creștine, a familiei, a bisericii. Studiez acum pentru o conferință de familie în Spokane, în Washington, și mi-am dat seama că acum următorul pe lista dușmanilor nu este numai familia, este tatăl, este bărbatul. Bărbatul a devenit ținta numărul unu a atacurilor celui rău. În final, Domnul Iisus spune că în declarația sa finală, că cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit și Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Evanghelia va fi predicată în întreaga lume ca să slujească de mărturie. Ce procent, am o întrebare, ce procent dintr-o etnie, dintr-o țară, dintr-un grup
trebuie să audă cuvântul ca să existe o mărturie în poporul respectiv. Cine stabilește asta? Numai Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune dacă sunt 5 oameni sau 10 oameni, nu? Poate Dumnezeu are deja în fiecare neam a pământului o mărturie a sa. Și venirea Domnului se poate întâmpla oricând. Poate că acesta este unul dintre cele mai importante semne ale venirii Domnului Iisus Hristos, că Evanghelia se răspândește cu mare viteză și succes în întreaga lume. Nu numai atât, dar putem aștepta și putem grăbi venirea Domnului tocmai prin vestirea Evangheliei. Aș vrea să trec direct la câteva concluzii și să fac câteva afirmații care cred că sunt foarte importante. În majoritatea semnelor sfârșitului se vede clar aportul omului. Aportul omului. Observați încă o dată, de la depravare, de la dezinformare, dezertare, defăimare, dezastre naturale, chiar războaie și așa mai departe, absolut peste tot este mâna omului. Este omul amestecat în toate lucrurile astea. De aceea apostolul spunea foarte, foarte clar că vremurile sfârșitului vor fi vremuri grele. Vor fi vremuri grele. Aș vrea să mergem mai departe. Chiar în cazul dezastrelor naturale, unele din ele sunt cauzate de oameni prin poluare, prin exploatări ale mediului înconjurători, cercetări medicale, cercetări științifice, experimente scăpate de sub control, folosirea chimiei, armelor biologice, etc. Omul strică peste tot unde pune piciorul. Apostolul Pavel ne dă o listă deosebit a caracteristicilor oamenilor vremurilor din urmă, care vor fi responsabili de toate dezastrele astea despre care vorbea Domnul Iisus Hristos. Și încă o dată să mai citim lista aceea. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având o formă de evlavie, de tăgăduindu-i puterea. Apostolul Pavel spune, ăștia sunt oamenii sfârșitului care vor crea aceste semne ale sfârșitului. Ei sunt autorii acestor semne ale sfârșitului. Noi ne producem singuri sfârșitul nostru. Apostolul Pavel caracterizează vremurile sfârșitului ca fiind vremuri grele. Am găsit două traduceri pe care le-am ales pentru dumneavoastră în această seară, că mi s-au părut interesante. Noul Testament de la Bălgrad, de la Alba Iulia, este primul Nou Testament tradus în limba română. Iată cum spune versetul ăsta. Iar aceasta, să știți, că în zilele de apoi vor fi vremuri iuți. Vremuri iuți. Probabil pe vremea aceea a fi iute înseamnă că erai periculos, puteai să faci lucruri rele. Biblia lui Carol al II-lea sau și Testamentul de la Smirna spune aceasta însă să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri cumplite. Vremuri cumplite este un alt termen pentru vremurile grele de ale sfârșitului, vremurile rele ale sfârșitului. În general, vreau să spun în final că vremurile din urmă vor fi marcate, în primul rând, de o lume fără Dumnezeu. De o lume fără Dumnezeu. Versetele 2 la 4 din același capitol 3
spune foarte clar, oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăuderoși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Este o lume fără Dumnezeu, o lume care l-a părăsit pe Dumnezeu. Așa se poartă omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, are aceste caracteristici. În al doilea rând, vom asista la o religie lipsită de putere, lipsită de autoritate. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Deci, religia, vremurile din urmă, va purta această marcă, nu? Va avea doar o formă de evlavie lipsită și tăgăduindu-i puterea. Și apoi spune Sfânta Scriptură că vom asista și la o slujire creștină coruptă. La o slujire coruptă. Versetele 6 la 9. Ascultați cuvintele astea. Sunt extraordinare. Sunt printre ei, printre oamenii aia de sus despre care vorbea Apostolul Pavel, unii care se vâră prin casă și momesc pe femeile ușuratice, îngreunate de păcat și frământate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte, osândiți în ceea ce privește credința, dar nu vor înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și celor doi oameni. Iată trei caracteristici ale vremurilor din urmă, trei soiuri de oameni, dacă vreți, o lume fără Dumnezeu, o religie lipsită de putere și o slujire coruptă. Oameni corupți care folosesc religia să învețe, nu? Pe cei care sunt corupți și care, de fapt, nu vor să învețe nimic, ci vor să păcătuiască. Vom continua cu ajutorul Domnului studiul acestui pasaj și probabil vom lua câte una sau poate două dintre caracteristicile oamenilor în vremurile din urmă și le vom studia în contextul biblic întreg, să vedem ce spune Sfânta Scriptură despre caracteristica respectivă, să vedem oameni din Biblie care au personificat, au întruchipat personajele respective, caracteristicile acele, le-au trăit în viața lor și să învățăm să ne ferim de acești feluri de oameni. Depărtează-te de oamenii aceștia, spune versetul 5, partea a doua. Haideți să ne ridicăm pentru rugăciune și să mulțumim Domnului pentru seara aceasta și să rugăm pe Domnul să ne dea înțelepciune ca vremurile grele pe care le vom traversa, să știm, să ne păzim credința, să rămânem credincioși până la capăt și să aducem slavă și glorie Domnului nostru în viața pe care o trăim. Amin. Să ne rugăm.